Proprietarii au observat la un moment dat că anexa gospodărească le-a luat foc și au sunat la 112. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție de la detașamentul Caracal. La fața locului s-au deplasat pompieri de la detașamentul Caracal cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. În momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta la două anexe gospodărești cu flacără și degajeri mari de fum. Intervenția pompierilor a durat aproximativ o oră, fiind lichidat incendiul în limitele găsite fără a afecta locuința. Intervenția promptă a pompierilor a făcut ca dezastrul cauzat de incendiu să se rezume doar la anexa gospodărească și flăcările să nu cuprindă și locuința. În urma incendiului au astăzi cele două anexe pe 35 de metri pătrați, acoperișul acestora și bunurile depozitate în interior. Potrivit pompierilor, incendiul a izbucnit de la un foc deschis lăsat nesupravegheat.